Așa cum am spus, o prioritate pentru noi în acest an este de a amenaja un cimitir aici pe dealul mănăstirii. Am spus de mai multe ori, Primăria Municipiului Suceava trebuie să amenajeze mai multe cimitiri în toate cartierele din orașul Suceava. După ce, de când sunt primarul Municipiului Suceava, s-a amenajat acel cimitir La Pacea, am amenajat în cartierul Iscani un cimitir, astăzi suntem în cartierul Burdujeni, pentru amenajarea unui cimitir pe o suprafață de 2,7 hectare. Vor, ca și capacitate vor putea fi înhumate aici 2600 de persoane. Așa cum am anunțat, noi am făcut o repartizare a acestor suprafețe pe unități de cult, deci și majoritar sigur că este în primul rând Biserica Ortodoxă, dar la toate unitățile de cult, conform datelor la statistică, repartizăm câte o suprafață aici. Mi se pare un lucru corect să le dăm la administrare gratuită, pentru că dacă va fi administrat de Primăria Municipiului Suceava, vor fi inconveniente pentru cei care, mă rog, sunt în situație că n-au nevoie de un loc de deces, trebuie să vină la primărie, spunem foarte clar, cheltuielile pentru concesionarea unui loc de veci la primărie sunt mai mari. Ca atare, prin darea în condiții legale, în folosință gratuită a unităților de cult, unitățile de cult sunt cele care vor administra aceste cimitire. Deci eu sper ca într-o perioadă de o săptămână să putem îngrădi acest cimitir, să-l putem borna, să putem trasa alei de acces, iar după care să putem pune la dispoziție, așa cum am spus, unităților de cult și din acest an să poată fi înhumate persoane aici, pentru că este o presiune din acest punct de vedere, chiar dacă de multe ori se fac ironii pe această temă, uite ce face primarul Lungur, ne asigură cimitire. E scoasă din context, dar e un lucru foarte serios și Doamne ferește să fii într-o situație să ai un deces în familie și să n-ai unde să mă mormântez. Deci deschidem lucrările, dacă vreți, de investiții de primăvară. Beneficiem de faptul că chiar dacă suntem în luna februarie, vremea a permis acest lucru. Iată, astăzi suntem aici, putem turna betoane și așa cum estimăm și în conformitate cu prognoza meteo, noi sperăm că într-o săptămână să terminăm de îngrădit aici. Sigur, nu ascundem faptul că din această seara aici va fi și pază, pentru că riscăm altfel acești stâlpi să facă cu ochiul și mâine să ne vedem. Este un lucru așteptat de cetățenii din cartierul Burdujeni, reprezentanții unităților de cult, preoții și alții, pastori, au venit de multe ori la primărie, au insistat să găsim o soluție și eu zic că am găsit-o și din acest punct de vedere cartierul Burdujeni, dacă facem acest cimitir, cumva este rezolvată problema pe moment, mai este și cimitirul Eternitatea și acolo trebuie să mai intervenim, să mai reparăm drumul și facem acest lucru în fiecare primăvară, pentru că este o stradă destul de îngustă. Practic ea nu se poate asfalta pentru că nu poți să faci rigole de scurgere a apei pe parte și pe alta, nu poți să pui canalizare, iar lucrul cel mai, dușmanul cel mai mare al străzilor, al asfaltului, este apa. Dacă nu ai asigurată scurgerea apei, degeaba facem aceste lucrări de asfaltare.